Bună, eu sunt Oana, mama lui Bebe Mic. Bine ați venit pe jurnalul nostru. În filmulețul de astăzi vă vorbesc de pe malul lacului Brațiano din Italia. Și apropo de asta, aș vrea să fac o comparație din punctul meu de vedere între Italia și Germania. Asta pentru că eu am locuit în Italia 11 ani și chiar una dintre voi mi-a sugerat să fac un astfel de filmuleț, să compar puțin viața din Germania cu viața din Italia. După cum am spus, eu am locuit 11 ani în Italia, am ajuns la vârsta de 17 ani cu părinții mei, am terminat liceul aici, deci am făcut ultimii 3 ani de liceu aici, după care am lucrat 6 ani ca secretară într-un birou, într-o fabrică, nimic deosebit. Și 2 sau 3 la mare ca și chelneriță. Acolo am avut ocazia să exersez limba germană, după care am plecat în Germania timp de 3 ani și momentan locuim în Germania. Eu vreau să spun că în orice țară în care te stabilești sau ajungi, cea mai mare diferență o fac oamenii și peste cine dai, oamenii pe care îi întâlnești, locul unde nimerești și foarte mult contează dacă îți găsești locul. Eu cu tati întotdeauna așa am spus că noi ne-am acomodat foarte ușor și foarte bine în Germania pentru că ne-am găsit locul. Acolo am simțit noi că este locul nostru. Asta nu înseamnă că viața din Germania este wow față de viața din Italia sau față de viața de orice altă țară din Europa sau din lume. Cel mai important este să vă găsiți un loc ușor unde stați voi bine și simțiți că aparțineți pur și simplu acelui loc. Dar ca și chestii așa în general, chiar vreau să vorbesc despre cum mi se pare mie. Eu am plecat din Italia pur și simplu pentru că nu reușeam să găsesc un servici în ceea ce lucrasem eu deja. Și când am ajuns în Germania, bineînțeles că nu am avut aceleași pretenții pentru că eu nu cunosc limba și acum lucrez ca și orice om normal, într-o fabrică, am un job normal și sunt foarte fericită cu jobul pe care îl am. Nici nu m-aș aventura să merg într-un birou acum, pentru că pur și simplu nu cunosc limba, nu am aceste cerințe de la mine sau de la societate. Noi în momentul în care am venit în Germania, eu am găsit imediat de muncă, tati și el la fel. Noi ne așteptam să un an de zile să nu găsim de muncă pentru că nu cunoșteam limba. Ne așteptam să facem cursurile de limbă și apoi să căutăm de muncă, dar am avut noroc și am găsit servici. Normal că mergi la servici în defavoarea cursurilor și limba o înveți pe parcurs sau la locul de muncă, cum a fost în cazul nostru, și am găsit și casă imediat, ne-am acomodat foarte bine. Ne place foarte mult zona unde suntem, este o zonă de pădure, de țară, ca să spun așa, noi locuim la țară și ne place foarte mult. Altă diferență despre care vreau să vorbesc este sistemul de învățământ. Toată lumea, cred că știți cum este sistemul de învățământ în Germania, care funcționează, părerea mea, pentru că eu nu am învățat aici, doar din ce am observat, pe merit. Dacă ești capabil, poți merge departe, dacă nu, asta e, mergi și îți faci o meserie. Eu am regretat foarte mult faptul că în Italia am făcut un liceu, un liceu de limbi, și când am terminat nu am continuat cu facultatea, iar acum eu pur și simplu nu am nicio meserie, nicio calificare, nimic. Regret faptul că nu am făcut o școală profesională, ceva care să mă învețe o meserie, pentru că în cazul ăsta eu nu am mers mai departe la facultate și nu știu cum să vă spun, mă simt fără o brățară de aur, cum se spune la noi, pentru că meseria este brățara de aur. Îmi place foarte mult sistemul din Germania. Dacă un copil are voință și plăcere să învețe, atunci este premiat și este încurajat să meargă mai departe. Dacă nu, foarte bine, cu o diplomă, cu o calificare, se merge la servici și
viața continuă, nu este nicio rușine, nu trebuie toată lumea să aibă facultate, cum este în România, și apoi timpul este pierdut degeaba. În schimb, în Germania este foarte greu să găsești o locuință. Nu știu dacă ei nu au construit destule pentru toată lumea sau sunt, ce-am observat eu, puțin mai selectivi în ceea ce privește persoanele cărora închiriază ei locuințe, pentru că noi nu am avut norocul până acum și este foarte greu, îți cer unde lucrezi, ultimii fluturași, o grămadă de întrebări și până la urmă aleg să închirieze tot persoanelor de-a lor, dar asta și pentru că au cui, dacă nu ar fi avut cui să închirieze, s-ar fi mulțumit cu oricine. Deci aici este o cerere foarte mare. Mi-a plăcut și când am mers la agenția de muncă pentru a-mi căuta un job, am fost întrebată câți kilometri vrei să mergi mai departe de casă și ce orar ai vrea și ce ai vrea să lucrezi. În schimb, în Italia, când mergeam la agenții să depun pentru locuri de muncă, deja mă întrebau de la ușă, nu avem nevoie, avem nevoie doar așa. Nici măcar nu te mai primeau, erau extrem de multe persoane care căutau de muncă. În schimb, în Germania sunt mai multe joburi decât persoane care caută. Și mie lucrul ăsta îmi place foarte mult. Se găsesc mini-joburi, se găsesc serviciuri doar pe weekend. Cred că ăsta este unul din motivele pentru care am rămas aici, pentru că avem ocazia să muncim. Nu avem nici foarte mari pretenții, nu vrem joburi sofisticate, ne mulțumim. Important este să fie un orar decent și să fim plătiți la normă de stat, nu ca și străini. În ceea ce privește, apropo de străini, eu nu pot să vă spun în care țară m-am simțit tratată mai bine, dacă în Germania sau în Italia, dar cred că în Italia, pentru că în momentul în care cunoști limba cât de cât bine, nu ești luat chiar atât de mult ca străin. În schimb, în Germania este foarte greu să spun exact ce am eu pe inimă și pe suflet atunci când merg undeva, pentru că nu cunosc cuvintele și am întâlnit persoane care nu au avut răbdare să-mi explice, dar nici eu nu am plecat de la ușa lor până nu m-am lămurit. Sunt genul ăsta de persoană care, dacă am un off sau o treabă și merg într-un loc, nu plec dacă nu am înțeles sau dacă nu m-au rezolvat. Ce să vă mai spun? Da, mie îmi place foarte mult în Italia, îmi place clima, îmi place extrem de mult, îmi place limba pe care, dacă o cunoști, normal că îți place, și îmi place bucătăria lor. În schimb, acum venind în vacanță, mi-am dat seama că este foarte, foarte cald, clima este, aerul este înăbușitor, apăsător și nu, parcă tot mai bine este în Germania. Și cu toate cele te înveți atunci când găsești locul tău, cum am mai spus. Dacă nu ne place acolo, ne învățăm cu toate și în momentul în care sunt întrebată unde prefer să locuiesc, în Italia sau în Germania, inima mea automat merge spre Germania, pentru că acum, în momentul de față, acolo este locul meu și acolo ne-am acomodat. Dacă peste ani vom ajunge să locuim în altă țară decât în Germania, foarte bine, nu este nicio problemă, nu mai există limite care să ne țină pe loc în ziua de astăzi și vom merge acolo unde ne va spune sufletul nostru și unde ne vom găsi locul. Momentan vrem să stăm aici cu Bebe, el este născut aici și ne rugăm să-și găsească și el locul așa cum și noi ne-am găsit locul și ne simțim bine în acest orășel unde stăm noi. Cam atât, cred că am vorbit o grămadă. Dacă voi aveți întrebări sau nelămuriri sau curiozități, vă rog să mi le lăsați în comentarii aici de desubt și o să vă răspund cu mare drag. Dacă vreți să ne urmăriți în continuare, nu uitați să vă abonați. Și dacă v-a plăcut genul acesta de filmulețe, nu uitați să-mi dați un like ca să știu, voi mai face dacă vă interesează subiectele acestea. Și pe curând! Pa, pa! Te întoarce în Italia? Numai în vacanță? Tu te fată și cântă mai departe.